Tatăl lui Cătălin Măruță a murit la 73 de ani. Constantin Măruță lasă în urmă multă durere în familia vedetelor ProTV, Andra și Cătălin. Constantin Măruță a fost internat la Institutul Matei Balș din Capitală, pozitiv la coronavirus. Iată că bărbatul a pierdut lupta cu virusul SARS-CoV-2, fiind declarat decesul în urmă cu puțin timp. Am pierdut o parte din sufletul meu. Te iubesc, tată, îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut și mereu vei rămâne în viața mea. De la tine am învățat ce înseamnă să fii puternic, să lupți cu demnitate și să-ți păstrezi mereu inima curată, indiferent de greutăți. Îmi vei lipsi mai mult decât pot exprima în cuvinte, dar știu că oriunde vei fi, vei avea grijă de noi. Odihnește-te în pace. Până să se pensioneze, părinții prezentatorului de la Pro TV au avut meserii bune în Târgu Jiu. Mama a fost statistician, a lucrat foarte mulți la Spitalul Județean din Târgu Jiu, iar tatăl meu a fost judecător. De asta am și făcut eu dreptul. Am fost influențat din familie, îmi plăcea când vedeam ce profesie are el și voiam să fiu și eu ca el. A fost judecător pe cazuri penale, o latură foarte grea a meseriei lui. Amândoi sunt la pensie de foarte mult timp, a relatat soțul Andrei într-un interviu. Mai mult, Măruța a vrut să-i calce pe urme tatălui său, însă pasiunea pentru televiziune l-a determinat să se reprofileze. Totuși, vedeta a avut ocazia să pledeze în instanță pe vremea când abia terminase dreptul. Am și pledat în instanță. Atunci când am făcut dreptul și mă pregăteam pentru definitivat, trebuia să fac practică. Sam, ca la echipele de fotbal, câteva meciuri în picioare, așa că am stat pe lângă un avocat mai în vârstă care mă trimitea în instanță să cer niște amânări, niște proceduri pe la tribunal și îmi plăcea treaba asta, sigur mi s-ar fi potrivit avocatura.